Naționala de rugby a României a obținut o victorie categorică în fața Poloniei în startul noii ediții a Rugby Europe Championship. Băieții noștri s-au impus pe stadionul Arcul de Triumf cu scorul de 67-27 în fața polonezilor. And then it's Simionescu, and they've got wet men on the outside. The ball had to go. It will go from Kirica onto Butnariu. Într-un meci la care au asistat aproximativ 1000 de spectatori, stejarii n-au avut emoții în disputa de pe stadionul Arcul de Triumf din capitală. România au înscris eseuri pe bandă rulantă și conduceau la pauză cu 38-10. Asaltul băieților noștri a continuat și în repriza secundă, una în care tot naționala noastră a dictat jocul. Meciul s-a terminat 67-27, un început de an pozitiv pentru stejari care în toamnă vor participa la campionatul mondial. La cei 20 de ani, Alin Conache a fost cel mai tânăr jucător de pe teren și a fost și primul său meci oficial pentru naționala stejarilor. Am avut puține emoții la început de meci, dar după primul placaj mi-a revenit și totul a fost bine. Mă gândesc la Cupa Mondială, este visul oricărui jucător care joacă pentru naționala sa să ajungă la Cupa Mondială, pentru că este cel mai important campionat de lume. Ne-am așteptat la un meci fizic, o echipă voluminoasă, o echipă fizică, dar important e că ne-am păstrat sistemul, ne-am păstrat jocul nostru și am reușit să câștigăm. Am mai spus, primul meci din competiție, foarte important să începe cu dreptul și după care să ne gândim la meciul cu Belgia de săptămâna viitoare. Vreau să le mulțumesc suporterilor pentru că au venit alături de noi pe stadion, în ciuda vremii de astăzi, și le mulțumim încă o dată și le dedicăm această victorie și așteptăm la meciul următoare pe care o să le avem acasă. România face parte din grupa B a Rugby Europe Championship, alături de Portugalia, Belgia și Polonia, în timp ce în grupa A se află Georgia, țările de jos, Spania și Germania. Vreau să, ca jucătorii, să fie conștienți că orice meci internațional este important și trebuie tratat ca și atare. Și cred că am reușit să fim concentrați astăzi. Sigur, au fost și greșeli, e normal, după doar 3 zile de antrenament, una peste alta, ne-am propus maximul de puncte și am reușit. Testul cel mare al stejarilor este însă Cupa Mondială din toamnă. România face parte din grupa B la Cupa Mondială, care va avea loc în Franța. Adversare vor fi Tonga, Africa de Sud, Irlanda și Scoția, iar debutul stejarilor ar trebui să fie pe 9 septembrie 2023 împotriva Irlandei.